cel care e cumva pe la mijloc și nu știe chiar total, da? Mulți ar putea să fie oameni de genul nostru, da? Dar uite, noi nu încercăm să polarizăm cât mai puțin, să nu fim să nu fim drastici, efectiv, cu o decizie. Până la urmă, aia e frumusețea unui om. Și uite, zicea, nu mai știu exact cine zice, dar era o vorbă fantastică. Eu, când aflu chestii noi, îmi alterez concluzia. Tu ce faci? Știi? Da. Despre asta e vorba. Deci să nu fii îmbrigit, să fii în mondul, bă, nu mă vaccinez sau eu m-am vaccinat și cred că totuși eu nu o să fiu ok cu metaversul, eu sunt ok cu metaversul. E doar să ai o poziție care să fie deschisă ca informații noi să-i poată altera concluzia. Mișnea, welcome! Long time in the making! Ceau, Ducu, bine te-am găsit! Mersi frumos de invitație! Doamne, cu tot dragul! De mult voiam să te am aici! De mult voiam să fiu aici! Diverse. Hai să mă demotăm! E foarte bine, stai liniștit! Aici suntem între prieteni! Al meu se aude? 2-2? Merge! Se aude bine? Totul stas? Cum te-a primit țărișoara ta înapoi? Exact cum mă așteptam, cu brațele deschise, cu 14 zile de stat acasă, cu tot ce trebuie, tot acum inclus. Frumos din partea noastră. Frumos. Cum compari cele două? Cum compari Anglia cu România în materie de restricții? În materie de restricții mi se pare același lucru în sensul de căutat oameni, de venit, de verificat. Aici te referi strict la carantină. Da, cred că e mai mare scrutinul pe cei care vin și sunt pozitivi. Uh-huh. Și trebuie să îi mai verifici puțin să vezi ce fac ei, dacă sunt pe acasă și așa. Dar pentru ceilalți, efectiv, care trebuie să stea în carantină, chiar e același scrutin și aceeași verificare, deci cumva nulă, în ambele părți. Inexistentă. Da, inexistentă. Adică, ei știu unde te afli, ce și cum faci, dar chiar n-am mai fost căutat, să zic, de câteva dăți. Așa că diferența în rest între restricții, totuși, în România se respectă multe chestii. Dumă, ce am fost și cu tine acum primul, am văzut lume simțită cumva cu măști peste tot. În Anglia nu e neapărat cazul. Sunt o cază de polițiști prin mall care se duc cumva fără măști, pe stradă, prin metrouri. Nu e... E super complicat să impui reguli la 50 de religii, 50 de... Da, uite, asta e o chestie. Diversitatea e incomparabil mai mare și lucrul ăsta se simte în materie de cum să te adresezi diversității respective. Că exact ce spuneai de mesajul diferit de la o țară la alta, e cu atât mai complicat în țările unde trebuie să te adresezi culturilor diferite, religiilor diferite. Să ai mesajul mai maleabil, ceva mai maleabil puțin, da. Și mai, nu știu, aplicabil pe o anumită nișă de oameni sau pe un anumit tip de oameni. Da, sigur, aici în principiu cam mai români de religie ortodoxă, deci cu frică de Dumnezeu, exact tipologia de oameni care e cumva ușor să aplici tehnici de astea sentimentaliste și să te bagi în ok, o să mor dacă nu faci vaccinul, pentru că unui român îi vii mult mai la suflet cu o chestie de genul ăsta decât unui om care nu vine dintr-un popor latin. Uh-huh. Cred că ar fi la fel și în Italia și în Spania, deci în popor latină, poate și puțin francezii, dar e o altă modalitate. Trebuie să vii altcumva peste nemți, peste englezi, peste scandinavi. Uh-huh. Trebuie să le vorbești un pic mai factual, mi se pare, știi? Apropo de religie, chiar Flavius, povesteam cu el și el a zis că vedem COVID-ul ăsta detalii care seamănă cu o religie. Știi? Știu ce ați vorbit. Am înțeles direcția, nu pot să zic că am o completare exactă asupra acelei chestii. El cred că vorbea mai mult de segregarea asta care se întâmplă și care cumva la bază e de ordine religioasă. Pentru că primele segregări care au fost, nu au fost că nu te vaccinai sau că te vaccinai, au fost că... era cineva care era eretic și se părea că pământul chiar se învârte în jurul soarelui și nu soarele se învârte în jurul pământului, adică au fost niște chestii care inițial se contraziceau foarte mult cu biserica și de acolo a pornit cumva segregarea. E greu cumva de crezut că religia nu stă și ea cumva la bazele segregării care există în ziua de azi. Că ea s-a nișat și s-a dus cumva într-o altă direcție, asta e un pic altceva, dar sunt de acord cu ideea că
până la bazele, oamenilor, prima credință care ai, primul belief, este religios, iar după aia el cumva îți molează deciziile, views-urile și credințele tale în viață. La începutul pandemiei, religia a fost un oarecare impediment pentru autorități și pentru toate restricțiile care începeau să impună. Nu mai vorbesc de vaccinare, unde biserica... Și vezi, aici iar și interesant. Religia și biserica nu se suprapun în totalitate. Dar n-au niciun fel de treabă una cu cealaltă. Da, n-am vrut să fiu atât de direct și de absolut, dar da. Dar ce mi se pare curios este că în ultima vreme biserica a început să fie în rezonanță cu mesajul autorităților. Știi? Uite, chiar aici aș putea să zic că nu mă superpricep. Mi se pare că se la fiecare 3-4 zile apar legi noi. Absolut. Asta iar e o chestie. Și am să zic de la bun început că nu... Chiar sunt curios exact în ce fel zici tu că de la începutul pandemiei a fost cumva în contradicție cu religia, numărul de măsuri și gravitatea lor, să zic. Păi cea mai simplă dintre toate, masca. Masca, dacă te uitai la preoți, în special la începutul pandemiei, era una dintre principalele măsuri pe care față de care se opuneau vehement. Se opunea, da. Purtării măștii. Vaccinul la fel. Uite și tu ce se spune. Se invocă inclusiv pasaje din Biblie. E foarte departe din punctul meu de vedere. Ideologia asta și nu are nicio legătură cu realitatea, dar mă refer strict la faptul că și religia a avut un cuvânt foarte puternic de spus în povestea asta. Da. Și cumva reprezentanții religioși, persoanele care erau acolo să conducă și să ghideze, nu știu, enoriașii, să le spunem așa. Adică rude din familie care au primit dispoziție de-a dreptul din partea preotului să nu se vaccineze. Departe de ce ar trebui să facă, din punctul meu de vedere, un preot. Foarte departe, dar cum să zic, adică nu mi se pare cea mai surprinzătoare chestie legată de toate deciziile și ce se întâmplă în jurul nostru în ziua de azi. Revenind, religia a fost, este și va fi parte din deciziile mari ale lumii, la fel și biserica. Revenind și la ce am spus acum un minut, eu doar zic că nu mi se pare că au legătură între ele, în sensul că poți fi un om religios fără a merge neapărat la biserică și poți să mergi la biserică în fiecare zi și nu-ți dai seama că ești un om, că ești un om religios. Și acum... Vorbim de spiritualitate. La ce ai spus tu la final, un preot evident că n-ar avea cum să-ți dea ție... Sfaturi medicale. Nu sfaturi medicale. Auzi, sfaturi medicale ți le poate da. Nu ți poate da o învoire. Asta e altceva, sfaturi medicale, dacă mă duc să mă împărtășesc, da, și am o problemă. Nu cred că e ultima chestie ca preotul duhovnic care mă împărtășește să își dea și el puțin cu o anumită părere. Evident că ar trebui să o obțin de la un medic. Da, un sfat nu e. Da, o învoire oficială n-ar trebui să ți-o dea. Da, ce zic eu e că nu mi se pare asta cea mai fucked up chestie care s-a întâmplat. Adică au fost în alte decizii ad hoc, deterministice și... luate până la urmă dintr-un punct de vedere economic și politic, care mi se pare că fac și mai puțin sens decât asta cu un preot care îți poate dea o învire să nu te vaccinezi. Nu știu exact care ar fi soluția în jurul chestiilor astea, pentru că, repet, deciziile care se întâmplă mi se pare toate. Ți se pare că se încearcă a fi căutat o soluție? Pentru că mie mi se pare că în ultima vreme tot ceea ce se dorește este să se împingă oamenii spre vaccinare. Și asta, din păcate, revin, din păcate, pentru că am avut discuția asta și, repet, pentru cei care nu ne-au mai văzut de mult, că am și fost în pauză de mult, nu suntem anti-vaccinare, din potrivă. Îmi doresc ca cât mai multe persoane să se vaccineze în ideea în care vaccinul ar putea să pună capăt acestei povești. Dar iată că aflăm din ce în ce mai mult că nu ne ajută atât de mult cât ne-am dorit. Booster peste booster, am ajuns la doza 4-a, și așa mai departe. Da, e o situație ciudată. E o situație ciudată. Ca să revin la întrebarea ta, nu cred că se caută neapărat o soluție. Se caută, mi se pare că ne învârtim cumva în jurul cozii. E o recurență a sărbătorilor, a verilor care vin și evident că astea două evenimente mari din ele ar trebui ca... Da, tu chiar să ai locuri deschise și lume care să poate să fie la maxim pentru societatea de consumerism, ca în restul dăților să te poți mula, să
pui restricții. Da, care ca o paranteză, ne bucurăm că nu am avut COVID în perioada sărbătorilor. Iată ce interesant. Evident, a dispărut un pic. În UK, uite, a fost cazul. Au fost multe cazuri și la mine în echipa de fotbal. Și mai destui prieteni chiar au făcut. Da, vorba ta, uite. Aici a dispărut. Au fost și câteva zile în care au fost epic, fratelii deschise și... Sigur. Și vor fi fost, și de anul nou. Lui COVID nu i s-a cerut certificat de verde la... Lui COVID nu. La intra. El poate să... Nu știu. A zice că nu se caută neapărat o soluție legată de vaccinuri, atât timp cât campaniile de vaccinare sunt... Cumva e și normal să fie, dar sunt atât de diferite de la țară la țară, încât îți poți pune lejer niște întrebări. Adică, ok, să ne vaccinăm, dar nu e cumva și o chestie de avem o groază de vaccinuri în spate care expiră în destul de curând timp, nu știu, la anul sau peste jumătate de an sau peste un an. Cumva, repet, da. Acolo e incentivul economic de folosiți-l, știi? Adică a fost în Spania, am fost în Grecia, trăiesc prin UK, dar nu e așa mare împingere. Oare aia au luat mai o cantitate optimă de vaccinuri, astfel încât să cele care ar expira să nu fie într-un detriment economic? Cele care ar expira din nou? Te întreb, pentru că știi că avem o prelungire deja. Cred, n-am de unde să știu, dar o bună parte dintre persoanele care se vaccinează acum în România se vaccinează cu doze a căror termen de valabilitate a fost prelungit cu 3 luni. Deci și aici e o treabă. Ok, nu aveai de unde să știi, poate la început, când a fost fabricat vaccinul, cât va avea perioada de valabilitate și ți-ai dat seama pe parcurs că perioada poate să fie prelungită. Extins, așa, manual, frumos. Extins, da. Sigur, din pix, dintr-o decizie. Liniștit. Fără doar și poate. Vei reveni și vei da încă o perioadă de... Dacă economic, îți face sens să faci lucrul ăsta, da. Economic, dar aici vorbim doar din punct de vedere economic, pentru că mi se pare că jonglăm cu niște lucruri mult mai grave și care ar trebui să aibă un spectru mult mai larg de analiză. Ce? Așa ar trebui, dar... Deci, sănătatea eu aș fi surprins să aud totuși că deciziile care se întâmplă în jurul nostru sunt în interesul oamenilor. Adică eu asta cumva încerc să zic, e economic, cam tot ce se întâmplă de la Iulius Cezar încoace, de la Roman, toate chestiile, toate deciziile, până la urmă, dacă ajung să confere un bun oamenilor, e cumva că indirect se conferă un bun mai mare guvernului, societății care conduce și asta nu e neapărat o chestie conspiraționistă sau ieșită din comun. Toate deciziile de importanță majoră până la urmă au un impact direct economic și politic în spate, că după aia ajunge să se muleze pe o anumită ideologie, sociologie, pe o anumită gândire și anumiți oameni să prindă avantaje din chestia asta, asta e un efect secundar, mi se pare. Dar ca decizie principală nu poți să zici că... Adică mie nu mi se pare că... O să folosesc asta pe post de un mini-segue înspre numere. Uh-huh. Și cu ocazia asta, hai, fă o paranteză și povestește oamenilor cu ce te ocupi tu mai exact, pentru că, în ciuda a ceea ce mi-ai spus adineauri, că poate nu te consider cea mai avizată persoană pe zona asta, chiar în măsură să vorbești un pic despre statistici, despre numere și despre toate detaliile astea care, de voie de nevoie, au început să facă parte din viața noastră și am fost cumva împinși să învățăm și să acordăm atenție numerelor, legislației care se schimbă de la o zi la alta, statisticilor, toate astea le-au ghidat în viața noastră zi cu zi. Ne-au da. Ghidat viața în ultimii ani, pentru că în funcție de per mie știam dacă putem sau nu să ieșim din casă. Da. O să revin neapărat la chestia asta cu per mie. Dar până atunci, da, eu sunt lucrez ca și quant analyst. Am lucrat până acum în domeniul gamblingului în mare și... Adică? Practic, da, lucrez în domeniul jocurilor de noroc. Mă ocup cu cam tot ce se poate face în jurul datelor de la ale lua, de la primi un feed cu ele, ca ele să-ți existe la începerea de analiză, de găsire de pattern-uri, la trage concluzie, o groază de curățare
Și elimini după... cumva norocul din jocurile de noroc? Am putea să spunem asta? Încerc să-mi dau seama, depinzând pentru, ce, pentru cine lucrez, încerc să-mi dau seama cum să... Da, cum să fac într-adevăr să se elimine norocul de pe side-ul pe care, pe care sunt. Adică la un, fie pentru parior, fie pentru casa de pariuri. În funcție de cine te plătește, încerci să le crești. Cum zice? Marginul lor. Marginul lor, da, da. Am avut un job în care am lucrat pentru un professional gambler și acolo, evident, trebuia să eliminăm norocul pentru noi, cum ar veni, în sensul în care investeam, wageruiam zilnic o sumă importantă de bani și analiza din spate, statistica din spate, modelul care era din spate, încerca să elimine, exact cum spui tu, noise-ul, practic într-un mod cât mai mare, ca predicția pe care o avem să fie cât mai apropiată de realitate. Ideea e la fel în cam toate domeniile, chit că lucrez pentru un professional gambler, un professional investor, sau cred că lucrezi pentru o agenție de pariuri, pentru un brokerage, pentru o firmă de licitații, ai, sau cripto, absolut orice. Ai anumite date din spate, vrei să faci anumite predicții pe viitor, o poți testa pe datele din trecut și ai o diferență constantă între expected și realized, care până la urmă, dacă îți optimizezi modelul și ideea, poți să ai ceva care să fie... cât de cât reflector al un reflector bun al realității. Ca să revin la ce ziceai de COVID, de rata la 1000 și așa, uite, chestiile astea mie mi se par cam mână în mână cu deciziile din spate și ziceam la un dat că sunt ad hoc și deterministice, ad hoc adică hai să o decidem ceva, pentru că e cumva nevoie, e niște presiune în spate să dăm decizia asta, să știe lumea ce să facă cu vacanțele lor, cu... ora de carantină, zilele de carantină, teste, ai voie în mall, n-ai voie în mall, cât ține barul deschis. Deci astea sunt decizii inițial sunt ad hoc, la modul că nu e ca și cum trebuie să stăm jos, haide să stăm jos și să luăm. Și de ce sunt deterministice? În sensul care nu-ți explică nimeni că, ok, calculăm rata la 1000 de oameni și avem o demonstrație frumos în spate a unor oameni, cum că, nu știu, 7 la 1000 e un pic maxim pe care îl avem în momentul ăsta și orice număr după 7 destul de grav pentru noi, orice număr sub 7 e excepțional, știi? Vezi doar numărul. Tu vezi doar 10 la 1000 ești ceva genul, ok, sunt fericit că știu că e sub 13 și putem ieși din casă. Dar pentru tine nu s-ar nimic. Asta e și chestia. Black box-ul ăsta existent în toată zona asta farma e de 130-150 de ani. Da? Pfizer e o companie care există de la mijlocul sau finalul secolului 19. Nu de azi de ieri se joacă oamenii cu tu dat concluzii în numere care sunt foarte, foarte interpretabile. Adică atât timp cât un procent sau un anumit număr nu-ți spune el întreaga poveste, numărul ăla, din păcate, are zero folosință. But... Da, povestește-mi un pic despre asta, că exact aici am vrut să ajung, despre cum poți utiliza numerele pentru a arăta, până la urmă, ceea ce vrei tu să arăți. Fie că vorbim despre, testele pe care le-au făcut, fie că vorbim despre statistica cu privire la rata de infectare și la rata deceselor și la orice, bineînțeles în jurul poveștii astea cu pandemia, că aici ne interesează aplicat, tocmai pentru că, iată, te ocupi cu numere și poți să ai un pic habar despre cum poți să le manipulezi, să joci cu ele. Mai, uite, asta e cumva chestia, că, na, să zici, ai 7 caz de incidență 7 la 1000, ăla nu e neapărat numai în țara aia, fiecare țară din Europa și din lume va avea o incidență a ei și se compară până la urmă incidențele țărilor. Deci să ne înțelege că nu vin chiar din burtă. Toată ideea este că trebuie tu să te cam documentezi în spate ca să-ți pot face o idee mai de amploare asupra ce se întâmplă și în afara țării tale sau în afara statului sau a județului tău care te afectează din punct de vedere decizional. Corect. Ce se întâmplă după aia e că nu există neapărat o soluție finală sau... Adică nu pot să zic că am o soluție anume pentru a da o rată de indicență, de incidență care să fie mai telling, da? Care să zică ceva mai bine decât o face. Nu asta e ideea. E doar ideea
de transparența din spate, povestea din spatele numărului efectiv. Adică tu orice număr ca și companie farmaceutică, ca și site guvernamental, local, îl pui și, și oamenii sunt afectați de el, trebuie doar explicat. Aia este tot. Dacă stăm să ne gândim și medicamentele, vaccinurile, absolut toate, vin și îți spun, ai 10% mai puține șanse să mor, 10% mai puține șanse să faci infarct. Să ne gândim puțin și la femeile însărcinate. 10% mai puține durere musculare în timpul nașterii. Ok, 10% față de? Uh-huh. Adică asta e chestia, știi? Vine cineva și îți dă numărul ăla, da? După aia se nișează cumva pe, într-un mod sentimental, chiar pe nișa de oameni care este cumva expus medicamentul, vaccinul, ideea respectivă și tu nu știi neapărat că murea, da? O posibilă mamă dintr-o mie de oameni, iar acum cu medicamentul ăsta ar muri 0.9 mame. Asta este. O diferență de 10%. Unul din 1000, acum mor 0.9 din 1000. Am tras 10%, o punem pe medicament, sentimentalizăm toate mămicile și vindem vaccinul. Dacă ar fi chestia, dacă ai vedea chestia în spate, poate multe mame ar considera un pic necesar să ia medicamentul ăsta și să ar uita spre un alt medicament care chiar își face un efect mai puternic. Chestiile astea cumva, confuzia asta și lipsa, lipsurile din tot puzzle-ul, le-au fost, le sunt și le vor fi benefice în continuare companiilor de farmaceutice, pentru că e cumva, nu e de dorit ca lumea să aibă informații complete. Asta e cumva toată concluzia pe care o am eu în legătură cu asta. Legat chiar de ele, că există, într-adevăr, poți să te să research-ui, să intri pe site-ul, pe era la început cel de Uniunea Europeană în care vedeai incidențele din fiecare țară. Deci poți face și tu niște pași individual spre direcție să fii un pic mai informat. Și nu zic că nu e asta soluția. Ideea e alta. De ce, până la urmă, o facem eu, o faci tu și o mare audiență pe care, să zicem, am avea-o și alți oameni, dar există N alți oameni care, până la urmă, iau de-a bună ce le este zis și nici măcar nu se informează puțin în plus și, până la urmă, acolo e problema. Nu că eu sau tu sau colegii noștri de breaslă am avea niște unelte mai bune și am putea un pic să ne deșteptăm mai mult și să căutăm ceva mai mult printr-un scris, atâta. E doar ideea că foarte multă lume chiar ia de-a bună chestia și dacă ai un număr, o situație calitativă într-un black box, well, that's it, you've already played people. Iată că ai ieșit și engleza din engleză. Păi, trebuia la una să o dăm. Bun. Uite, încă o zonă în care statistica și modul în care ne jucăm cu numerele mi se pare foarte interesantă e cea în zona testelor rapide. Eu personal am decis ca de fiecare dată când ies în casă, în societate, după ce înainte din nou am fost, să mă testez. Uh-huh. Testul rapid l-am găsit cu 7 lei, mi-am luat 50 de teste sau 100 de teste, nici nu mai știu, de Black Friday. Uh-huh. Sunt blindat, de fiecare dată când ieși din casă, îmi fac un test. Așa. Îmi ia 5 minute, efectiv să mi-l fac, până mă îmbrac, nu știu ce, văd dacă ai și pozitiv sau nu. Problema este următoarea. Multă lume, sau mă rog, se vehiculează că testul ăsta nu ar fi suficient de precis. Da. Am ascultat un podcast foarte interesant, că de asta te și întrebam dacă îl știi pe Lex Fridman, cu un epidemiolog de la Harvard, foarte tare tipul, mm-hmm. Nu cred că e cineva mai în măsură să se pronunțe pe acest subiect decât el, tot ce înseamnă în materie de epidemiologie a prezentat și modul în care boala asta se răspândește, și povestea inclusiv despre testele astea rapide, mm-hmm. care spunea el că nu au rolul de a detecta dacă ești infectat. Rolul ăsta rămâne al testului PCR, care e gold standardul în materie de a detecta cea mai mică cantitate de virus pe care tu o ai, okay. În funcție de cum îl setezi, poate să detecteze fracțiuni infime, dar că acest test rapid ar avea rolul de a detecta o cantitate suficientă de material viral care să indice faptul că ai fi contagios. Deci, mm-hmm. cumva, testul ăsta încearcă să prevină răspândirea virusului și nu să detecteze dacă tu ai fost sau nu infectat. Și atunci, dacă el, să zicem, am ajunge la concluzia, sau mă rog, am ajuns deja la concluzia că ar detecta, să zicem,
40% din persoanele infectate ar fi mult mai mult decât am avea nevoie, în speță am avea nevoie undeva la 20% din infectări să le detectăm, strict pentru a preveni răspândirea virusului, care nici măcar asta nu ar trebui să o prevenim în totalitate, ci într-o măsură suficient de mare încât să menținem coeficientul de răspândire sub, nu mai știu, sub 2 sau sub 1 sau care e numărul ăla, în așa fel încât să putem încet, încet stopa răspândirea asta în masă, care știi că scapă de sub control într-un mod exponențial. Da, sincer nu am extraordinar de bune informații legate de comparațiile între ele. Știu bine că testul rapid e mult mai puțin credibil și eu personal m-am testat de foarte puțin ori cu test rapid. Mai degrabă îmi fac un test PCR când eu chiar știu, dar testul PCR are multiple dezavantaje. Principalul ar fi că nu-l primești pe loc. Da, poate să treacă o zi, două. La noi în țară chiar e bine. Din câte știu, chiar și în Anglia, poți să-l primești destul de târziu și e foarte scump. Primești următoarea zi și evident, aia nu-ți spune următoarea zi doar când tu nu ai avut COVID când l-ai făcut. Corect. Chiar știu un exemplu perfect, o prietenă care s-a testat negativ, vaccinată, s-a testat negativ cu test PCR la plecarea din Londra, a ajuns în București, s-a testat din nou că se vedea cu părinții ei pozitiv. Iată. Evident, la capitolul ăsta este un dezavantaj. Dacă ai putea cumva să-ți faci PCR zilnic, dacă ți s-ar conferi și n-ar trebui să dai un ban chiar din buzunarul tău să-ți faci zilnic, ar fi într-adevăr cumva relevant și ți-ar spune, dacă te îmbolnăvești la un moment dat așa, cu țărita o dată la o săptămână sau când ești din casă, într-adevăr e un pic inconclusiv, doar poate fi folosit dacă ești negativ să mergi în societate și știi că n-ai avut atunci, dar nu poți trage concluzia că într-adevăr n-ai acum, vorba ta. Da. Pe de altă parte, uite, vine testul rapid cu un răspuns rapid. Da, dar chiar și așa, care are lacunele lui, fără doar și poate, nu este atât de precis pe cum e PCR-ul, dar îl ai pe loc, e incomparabil mai ieftin și putem să îl oferim unei bune parte din populație, uite, pentru a încerca să mai stabilim. E coin toss. Nu contează. Când se aplică la un număr suficient de mare, uite, chiar speram că tu o să apreciezi treaba asta, când se aplică la un număr suficient de mare, este suficient de bun. Știi? Da, e coin toss pentru o persoană, pentru 10, dar când vorbim de milioane și milioane de persoane, e suficient de bun cât să detecteze un număr suficient de infectări potențiale persoane contagioase. Uite, un alt argument pentru asta. Dăm voie să nu fii chiar de acord cu, te rog, cu chestia asta. Dacă e 50, adică dacă e 50-50, legea numerelor, să presupune că e chiar contează, dar e foarte aproape de 50-50 un test rapid, 60-40 pentru adevăr. Dar legea numerelor mari spune că eu cu tine, să zicem că suntem negativ, da? Eu cu tine și cu Dia, să zicem că suntem negativ și cu Stanca, da? Toți patru negativi și cumva ne este asta rapid de patru pozitive, da? Deci ai patru false positives, da? Tu ești negativ? Nu, deci. Nu e vorba de false positives, e vorba de false negatives mai degrabă. Deci el nu este suficient de precis în a detecta o persoană infectată care nu are o cantitate suficient de mare de material viral încât să fie detectabilă. Da? Deci aici nu e vorba de un test care bat spune că ești pozitiv, bat spune că ești negativ. Nu. Aici e vorba de un test care e precis în 99% din cazuri în care ești pozitiv. Da. Da? Să-ți detecteze faptul că ești pozitiv. Dar nu cu o rată de sensibilitate nici măcar comparabilă cu testul PCR. Da? Deci testul ăla nu zice la întâmplare dacă tu nu ai virusul și îți spune că l-ai. Știi? Nu, ci există o cantitate de persoane pe care nu o va detecta ca fiind pozitivă, deși are virus. Am înțeles ce zici tu ca diferență. Eu știu cum te-ai gândit tu. Tu te-ai gândit că o dă alba-neagra. Nu e că o dă chiar ca alba-neagra, dar ideea e că e cumva că l-am de ajuns de mulți oameni până la urmă. Ok, dacă sunt aia pozitivi care chiar sunt pozitivi și le găsește, îi putem exclude, dar e vorba de false negatives, deci practic de oameni care
sunt negativi, dar ar avea îndejuns de mare cantitatea virală încât să dea, să fie pozitiv. Și dacă ei sunt luați cumva foarte, foarte mulți, legea numerelor mari spune că n-ai reușit să-i găsești pe toți, pentru că până la urmă ai 50-50, tot ai 50-50 la categoria aia de oameni, la cei predispuși la a fi false negatives, de a fi pozitivi, știi? N-am nici eu, nici pentru mine nu este 100% clar. Încercați podcastul, poate vă elucidează omul ăla mai bine decât am făcut-o. Vă rugăm frumos, nu suntem departe de a fi experți în asta, dar ideea este că ar trebui să fie ceva, ar trebui să existe ceva mai eficient, ceva cu, ok, hai să știi, să facem o medie între timpii care iau până ți se dă rezultatul și să dăm ceva cu o precizie mai mare, cu mai puține false positives, false negatives, ceva mai reliable. Și sincer, nu am exact o soluție în privința asta. E clar că cele existente, cele două soluții existente, că asta e cumva problema. Mm-hmm. Adică și vorbim noi acum că n-avem soluție, dar sunt două cele existente și având în vedere că amândouă sunt problematice, cam cât să mai și spui legat de chestia asta, ce să mai și poți spune dacă încă nu s-a gândit prea mult o a treia alternativă, o a patra, o a cincea, nu știu. Trebuie ciudate, da, strange times. Ce ai mai citit în ultima vreme? Ce ai mai făcut? Că te-am băgat direct în subiect aici, deși... Sincer, l-am cam citit destul de mult pe Malcolm Gladwell. Cred că ți-am mai povestit ție despre el. Gladwell. Tipul e canadian. Tipul e canadian cu origini jamaicane, dar da, sigur, poți să-l... You can British him. You can British him. He'll be fine with it. Okay. Ce ne povestește domnul Malcolm? Acum zice foarte multe chestii interesante. Explică faptul că până la în spatele oricărei povești, nu, adică ele elimină cumva noise-ul din spatele poveștilor oamenilor sau unor situații care au ajuns să fie așa cum sunt. În două, trei cărți se leagă mult de Matthew Effect, de efectul Matei, da? Dacă este să luăm așa, care e o serie de avantaje acumulate pe care le obții în viață și povestește despre Bill Gates, de exemplu, cum ok, a ajuns cine a ajuns și este cine este, dar omul a fost printre primii care a avut acces la un calculator în anii, la sfârșitul anilor 60, când existau prenumerate calculatoare în lume. Era și printre primii care și-a dat seama că era o groază de breșe în spate și îl putea cumva accesa mai mult decât ceilalți colegi ai săi. Mm-hmm. Iar el și Paul Allen, care eu știu că ei au început Microsoft, da, și lucrau împreună, deci au găsit breșele astea astfel încât să obțină, nu știu, 5-10 ore pe săptămână în plus de lucru la calculatorul ăla. În timpul nopții știau că sunt câteva ore în care nu erai inspectat și nu erai văzut dacă intri în bibliotecă și te joci pe calculatorul ăla, că n-aveai voie decât 2-3 ore pe zi. Iar în momentul în care acel calculator imens s-a defectat, ei au avut și norocul ca părintele unui copil de la școală să lucreze la compania care le făcea, că nu exista Intel, nu exista Microsoft, nici mai știu exact cum se chema acea companie. El, ideea e că până la momentul în care a avut primul internship împreună cu Paul Allen, care a zis, bă, uitați, lăsați-ne să facem treaba pe compul ăsta și noi vă automatizăm payroll-urile, da? Un quid pro quo. Ne-a lăsat și pe noi să învățăm chestii și, mai bine, vă automatizăm și noi chestia asta. El deja avea 1000 de ore în spate de codat. Înțelegi? Au mai făcut un pic de treabă niște acele două internship în care deja ei au automatizat payroll-urile super rapid și trebuie să se ocupau de învățat cod, de înțeles cum merge arhitectura unui calculator. În punctul în care el a ajuns la facultate, avea deja 10.000 de ore în spate de codat și de înțeles chestii. Competitive advantage-ul lui față de toți ceilalți colegi al său a fost mare, dar cumva acumulat încet, știi? Acumulat încet în ani. Și asta e cumva Matthew Effect. Despre asta vorbește el, că cu cât începe o anumită chestie mai first mover advantage. Da, uite, și tu și Filip, da. La un an, mă gândesc o să vii să-l dai la un sport, evident, știi, la o anumită chestie. Nu, dar chiar la câteva luni, dar cu cât l-ai dat mai repede spre o limbă străină, spre chitară, spre pian, spre șah, spre whatever it may be,
Și cu atâta el se și intră cumva în, în direcția, nu neapărat de performanță, dar să vrea să fie competitiv, să înțeleagă, să pună întrebări, să își pună întrebări, cu atâta el va avea un avantaj mai mare pe viitor, iar asta e cumva aplicabil în toate domeniile. Uite, da. Știi de surorile Polgar. Tell me. A fost un tip în anii 80 care a zis, băi, eu am nevoie de o soție, am dat un ad, da? Am nevoie de o soție, să facem trei copii și vreau să le fac pe toate grandmasterele așa. Pe toți. Ei nu știa ce sex okay. vor avea copiii săi. Zic, ce-a făcut? După două zile primește un mesaj de la... Asta e tipă. Bank sau e pe bună? Nu e bank. Nu e bank. E wow. Google it. După două zile apare un ad. Anii 80 apare un ad. Îi se răspunde la ad de la o tipă polonez. Zice, hai, fac eu copiii ăștia cu tine. Și apar trei fetițe, știi? Minunile lor apar. Băi, de la un an, de la doi. Tip și el și ea, părinții din spate. Cunoștințe... Să ne înțelegem, eu nu știu foarte, foarte puțin șah. El avea o cunoștință medie despre șah, da? Dar el avea o convingere că dacă începe treaba de la 2-3 ani cu educația, le poate face grandmaster pe toate, da? Toate au ajuns grandmaster. Wow. Primele două dintre ele și-au bătut una pe alta, și-au bătut recorduri între ele. De la 2 ani au început, de la 1 an jumate, le punea să vizualizeze piese, să vizualizeze situații, să înceapă, să înțeleagă, să... petreacă, într-adevăr, o groază de timp în lumea șahului, ca una din ele să fie cea mai tânără tipă care a ajuns să fie grandmaster, ea a doua să o bată și să fie cel mai tânăr om, efectiv. Mi se pare că era cu câteva luni mai tânără decât Kasparov sau un alt nume emblematic care scapă în secunda asta. Iar a treia, efectiv, n-a fost chiar la nivelul primelor două, dar a fost și ea ceva de genul la campionatul mondial în primele 10, primele 5 și efectiv doar în comparație cu celelalte, cu surorile lui, ei nu mai era așa de, nu era atâta de, de wow, efectiv. Și pe la 20 ceva de ani au lăsat-o un pic mai ușor și au dat seama că mai sunt și alte chestii în viață, dar tatăl lor a demonstrat cumva că ideea era cumva dacă talentul este ereditar, știi? Uh-huh. Și cum el nu era un grandmaster, vrea efectiv să dovedească, bă, nu poate, nu trebuie să fie ereditar. Dacă înveți pe cineva, dacă pui pe cineva să fie la volanul unei situații, pe cât de vreme posibil, în principiu, atât timp cât asimilează și persoana aia ce se întâmplă la volanul acela, whatever it may be the situation, they will do good. Nu e o regulă. Da, fascinant. Și... Vezi, de multe ori ne uităm la persoane și vedem punctul în care au ajuns și ne gândim că niciodată n-am putea ajunge în punctul respectiv, dar sau, mă rog, ne gândim cât de multă muncă ar trebui să depunem pentru a ajunge în punctul respectiv, dar uităm că și persoanele respective au depus o cantitate enormă de muncă și au avut timpul de partea lor. Au început de vreme și... Și o groază de noroc. Și o groază de noroc. Și asta, dar cred că norocul ți-l mai faci și pe drum. Sunt total de acord. Sunt total de acord că ți-l faci. Ți-l faci tocmai prin match effect, încercând și fiind acolo, știi? Dar în toate interviurile în care, și nu sunt un adept să-i ascult, dar Bill Gates, Warren Buffett, nu știu, în alți oameni care și-au scris bibliografii, nu e unul care să zică, uite, pathul meu a fost unul lean. Da, știi? da, absolut. Eu am un soi de tradiție de Crăciun în perioada sărbătorilor, mă uit la Lord of the Rings. Uh-huh. Și deși... Alții la Harry Potter, tu cu... Da. Deși cunosc mai ales în prima parte a filmului aproape toate replicile, de fiecare dată descoperă câte ceva nou și anul ăsta mi-a atras atenția o treabă care am rezonat foarte tare. Frodo, când tot se ceartă în jurul mesei unde se întrunește frăția. Mărturisesc că nu am văzut Lord of the Rings, no, deci audiența. Gata, oprim podcastul. Scuzați, nu dați. Ușor. Emisia, scuze băieții. În fine, tot se ceartă cum să ducă inelul, cum să-l distrugă, cum să nu știu ce. Și Frodo, bineînțeles, măcar știi că e mic și obiți nu știu ce, se ridică el și spune I will take the ring to Mordor. Uh-huh. Știi? Și după aia zice although I do not know the way. Știi? Da, o voi afla. Chestia asta, nu doar că o voi afla eu, vor apărea și alte persoane care să mă ghideze și situații care să-mi dezvăluie drumul pe parcurs. Pentru că eu voi face tot ce-mi stă în putință să ajung acolo și atunci calea pe care am până acolo, patul care l-am, eu voi încerca să interacționez cu
oricine îmi poate conferi un ajutor, că e o creatură, că e un copac, că e, știi? Corect, corect. Povești. Eu azi am decis că vreau să devin Grandmaster. Nu știu cum voi deveni Grandmaster. Uite, în situația fetelor mi se pare un pic mai straniu că a decis altcineva pentru ele. Asta poate iarăși e discutabil, dar în perioada aia bănuiesc că era mai de mult. Da, ruși, da. Ai zis. Anii 80. Tipul este maghiar. Maghiar? Okay. Da. Mm-hmm. Am înțeles. Tipul este maghiar, polgar. Și am impresia că soția, doamna, care... Nu știu despre statutul lor, dacă au ajuns să fie... Mă gândesc că au fost găsit tipărea poloneză. Și da, în principiu, să vrei să începi ceva și să duci la bun sfârșit treaba, se poate întâmpla, da. Bine, nu pot să mai vrei acum. Nu pot să mă apuc eu acum să vreau să fie grandmaster. Dar chiar trebuie să o faci de la 2-3 ani. Înțelegi? Sunt unii care la 6 ani deja au, exact ce ziceam, 10.000 de ore în spate, la 6-7 ani sunt ani copii care au deja 1.000-2.000 de ore în spate de șah. Deci cu unele chestii, dacă nu le începi de vreme, nu mai ai cum. Pot, într-adevăr, acum. Și tu poți. Tu poți să fii, poți să ai cel mai tare serie de podcast din România. Eu aș putea să am o idee care... Nu știu, în continuare să schimbe ceva, să aducă ceva. Clar, dar în alte direcții ni s-a dus un pic timp. Nu mai putem fi maratoniști. Și nu ne ajută nici faptul că n-am încercat și mai sunt și alți factori. Nu ne-am născut nici în Kenya, nu avem nici dealurile pe care... Spun ceva. Știe? Spune ceva. Dacă zici că nu poți, ai dreptate. Ah, nu despre asta, că acum nici despre asta nu-i vorba, dacă îți spui că... Mai spun ceva, înțeleg perspectiva și cred că ai dreptate în privința ta și în privința mea, lucruri gen Grandmaster, nu știu ce, dar sunt convins că poate să, o persoană poate să existe care la vârsta noastră să facă și aia, și aia, și aia, ceea ce crezi că ar fi imposibil. Și... Ah, Doamne, sunt complet convins. Acum s-a ajuns la Olimpiadă ca maratonist, dacă chiar n-ai alergat toată viața, sigur că se poate. Păi ideea e doar să ai așteptările să nu fii chiar campion olimpic. Ai tot, pentru că înțeleg ce zici tu și chiar nu sunt total. Dacă poți, dacă crezi că poți ceva, just try it. Just do it. Just try it. Ideea e să-ți manage un pic așteptările. Și acum chiar dădeam un exemplu destul de ieșit din comun, în care clar, dacă n-ai 15 ani în spate de maratonism, poți să fii acolo, nu o să-i învingi pe oamenii. Evident că la ea în alte situații trebuie, nu numai că trebuie, ți se impune. Îl urmărești pe Eliud. Pe? Nu știu dacă urmărești, eu cuvântul pot fi, că doar nici eu nu-l urmăresc, nu știu, că dar știi de Eliud Kipchoge. Da, de cel care a făcut sub două ore, maraton întreg. Deci, uite, aici nu poate decât să fie o rezonanță cu tine. N-ai cum să-l bați pe omul ăla. Deci omul ăla este efectiv plămâni atașați unei perechi de picioare și un soi de mâini, așa, care să... Și mai vezi că n-ai zis toată situația. N-ai zis totul complet, că mai are și o echipă imensă, da, în corect, spate. Corect. Că nu te supăra. Deci fără supăra și o știe și el. Da. Îl sunăm dacă vrei. Pe Eliud. Îl apelăm de vrei. O știe și el. De unul singur, cu tot cu plămânii lui. De un singur imposibil. De unul singur. Ok, să nu fim absoluți. Chiar el care a făcut asta, zic, hai că nu e chiar imposibil. Da. Dar i-ar fost mult mai greu fără echipa din spate, care până la urmă îi spunea în mod continuu. Vezi că și cu o secundă în spate, o secundă în față. Mănâncă banana asta, ia gura de asta, ia gura de apă acum, pentru că îți vedem nivelul de saturație asta zic. Adică tu... Evident că îți cunoști corpul și Eliud și îl cunoaște mai bine decât o să ne cunoaștem noi vreodată. Da. Tot s-ar fi fost un pic greu, deci el a avut și o echipă în spate, care până la urmă, hai să ne și gândim un pic cu ce obiectiv a fost echipa în spate fix în momentul ăla, exact, ca să-l ajute pe el să facă maratonul sub două ore. Deci a fost și un cumul, până la urmă, de factor și de ajutor în jurul său. Deci până la urmă, pentru a face lucruri mărețe, nu poți de unul singur. Nu, n-aș trage concluzia asta, nici concluzia asta. E foarte, deci direcția pe care am urmat-o, într-adevăr este așa, că să faci lucruri mărețe, în principiu e super bine să te mai înrelezi cu cineva. Dar suntem oameni care aleg cale singuratică până la urmă. Dacă vorbim în materie de scriitor, să zicem, sau în materie de... Cam la asta mă gândeam. Da? Oameni care fac lucruri mărețe prin gândul lor, știi? Prin puterea lor cognitivă. Da, mitologia greacă, să zicem. Dar inclusiv ăia, iartă-mă după aia, așa, inclusiv ăia au clădit cumva gândurile lor pe the shoulders of giants, firea lui, te îngleasă englezul și din...
Da, sunt complet de acord. Pe umerii altor persoane și pe gândurile persoanelor care au fost înaintea lor, cumva. Da, uite gândește un pic Plato, Socrates, Aristotel, să zicem, da? Ei, chiar n-au avut, să zic, alți giants înainte, da? Au fost ei, da? Să zicem, chiar Socrate, uite, e chiar un om care a făcut multe chestii de unul singur. Se sfătuia neapărat în stânga și în dreapta cu alți oameni. Ba chiar el cam durea încă de ce se întâmplă stânga și în dreapta. El, și stai că nici nu scria napul. Chiar gândea el de unul singur. Au fost registrate conversațiile cu el și am ajuns să le știm. Și evident, deja erau cei trei giganți pe care, dacă stai să te gândești, toți ceilalți filozofi care au existat în spate, se trag ideile și le trag din ei. Nu prea ce să faci. Într-unele domenii, când cineva într-adevăr a ajuns mare, dacă tu vrei să fii în domeniul ăla, trebuie cumva ca acțiunea ta să fie puțin adaptată de șoldurile giganților lor. Adică sunt și unele domenii în care, într-adevăr, tu poți să fii, să încerci să faci chestii de unul singur, dar vrând nevrând ajungi să iei ceva dintr-un scriitor care a trăit cu 50 de ani înaintea ta, contemporan cu tine, 200 de ani, 2000 de ani înaintea ta. Da. Faptul că ceea ce încerci, atât timp când nu încerci chiar o chestie nouă, da? Cum să zicem că e zona cripto, uite că intră și zona asta, da? NFT-uri în ultimul an, da? Uite, dacă ziceam acum una jumătate de NFT, nu știa nimeni nimic, da? Despre că nu existau. E bine, în ziua de astăzi deja ai precedent. Exact ca la drept, exact ca la un caz. Dacă da. Pică un caz care efectiv nu are, nu putem avea un caz comparativ cu ăsta în istorie, în analele noastre, în dosarele noastre, cam ce decizie poți să iei? Una neghidată pe ceva din trecut. E bine, la fel, cred că și chestia cu munca și talentul ajută să încerci chestii mărețe în echipă și să ai oameni capabili lângă tine care să te ghideze, să te ajute, să îți spună ce greșești, cum greșești, dacă greșești. Și, dar există și direcția cealaltă, încă cineva poate să fie el de unul singur, nomad, un nomad în căutarea măreției, dar până și nomazi în căutarea măreției trebuie să nu fie îndeajuns de ignoranți și să-și dea seama că până la urmă se bazează și ei, exact cum zici tu, pe unele chestii pe care niște giants le-au gândit, le-au spus, le-au făcut, le-au demonstrat și pe care să le aplice, știi? Hmm. Uite, eventual, termineți ideea de care povesteam la masă cu o colectivitate care încearcă să descopere focul de una singură și indivizi cu capacități, să zicem, superioare fiecărei persoane care compune acea colectivitate, dar care de unul singur nu ar fi... Da, uite, noi suntem, am ajuns cumva la concluzia asta, uite, Matthew Syed, vorbește mult despre chestia asta, e un autor, el e chiar britanic, și vorbește mult despre puterea recombinării, știi? Pe cât de puțin TEDx se poate să sune, adică eu chiar nu sunt cu idei de genul ăsta, dar explică într-un mod foarte logic și coerent cum până la urmă se presupune că ai 100 de genii, da? Și 100 de oameni cu capacități cognitive peste medie, da? Un pic peste medie, dar nu sunt chiar genii. Pe alea 100 de genii, dacă îi lași să fie neandertali, deci să zicem că sunt genii din preistorie, care în principiu ar trebui să se ocupe cu făcut focul, cu descoperitul roții, cu așa. Dacă îi pui pe acei 100 de genii să lucreze împreună, chiar în detalii, dacă reușesc cumva să comunice între ei, vor descoperi focul și vor descoperi din nou roata odată la 2-3 lifetime-uri. Deci o chestie chiar destul de bună, pentru că oamenii au IQ peste 140-150. În schimb, dacă le lași de unii singuri, fiecare individual, fiecare, efectiv de unul singur, descoperă focul odată la 150 de 1000, 10.000 de lifetime, nu mai știu exact numărul, mult mai mult timp. În aceeași comparație, dacă pui efectiv 100 de oameni cu capacități cognitive normale, dar să-i lași să comunice între ei, să-și expună părerile, vor descoperi focul sau roata în egală măsură cu geniile. E aceeași chestie cam dacă ai o tablă de șah și practic lași niște mutări de șah și îl pui pe un șahist să le vadă în mod random și după aia pe mine și pe tine, șahistul o să-și aducă aminte mai mult decât noi
despre fiecare piesă pe ce poziție era. În schimb, dacă pui o tablă de șah să fie în mod total aleatoriu, deci practic mutările alea să nu mai facă sens din punct de vedere al șahului, și eu și tu și șahistul vom reține la fel de multe chestii. Da. Cumva, gen, omul ajunge să... Noi suntem aici, mi se pare, pentru că în chestii din spate s-au recombinat și până la urmă s-au transmis generațiilor următoare, știi? Adică neandertalii, când făceau focul, îl țineau pentru ei și urmașii lor nu știau și ei să-l facă. Da, una a fost un cuplu care știa să facă focul și i-a învățat și pe copilul lui. Copilul ăla, dar mai departe ideea și tot așa. Noi suntem aici datorită faptului că recombinarea, uite, sunet, visual, da. Știi, ambianță, toate chestiile astea până la urmă optimizează tot ce e jurul nostru în secunda asta, optimizează și toate ele, toate sunt până la urmă o recombinare a unor chestii care la bază erau doar ele, știi? Și acum, snap your fingers și am ajuns în metavers. În metavers. Niciun fel de idee n-am cum e acolo. Uite, în direcție, conversația asta știu că ai avut-o cu Cosmin, da. Și n-am să mai reiterez prea multe pentru că nu... Măi, știi ce? Mi s-a părut iarăși înfricoșător că toată povestea asta din jurul metaversului e pe de o parte foarte fascinantă, dar și înfricoșătoare în același timp, chiar și pentru o persoană iubitoare de tehnologie cum sunt eu. Tu știi că eu l-ascult foarte mult pe Rogan. Da. Și el a avut câteva conversații în ultima vreme cu persoane care i-au prezentat una alta despre metavers și s-a arătat extrem de sceptic, uh-huh. Și cumva așa, chiar el recunoștea că poate face parte din garda veche care nu o să înțeleagă trendul ăsta și nu o să fie, nu o să adopte, nu o să fie parte, nu o să fie implicat. Mulți încercau să-i bage pe gât tot felul de scheme de cripto ca să mai facă un ban, să mai nu știu ce. Și s-a arătat dezinteresat. Ei, a avut un ultim episod în care a povestit chiar cu Brian Redman, care e persoana cu care el a început podcastul, episodul 1 și următoarele. Și Brian ăsta... Un fel de Coco pentru tine, Coco și Marcus pentru tine. Exact. Brian ăsta e... nu vreau să zic parte, dar un mare user al tot ce înseamnă VR și realitate virtuală și augmentată, da. Da. Uh-huh. Și a început să-i povestească asta și s-a arătat din ce în ce mai curios și cumva aveam impresia că Rogan nu e altceva decât așa un soi de shill, un soi de persoană din asta, da, o persoană care cumva încearcă treptat să-ți introducă ideea ca un soi de virus, uh-huh. Știi? Ca să te obișnuiești cu, cum să spun, chiar și o persoană care e cât se poate de îndepărtată de ideea de a face, uh-huh, parte din metavers, să fie familiară și să accepte potențial, măcar. 12 argument, nu? 12 argument, nu? Basically. Cam asta îmi zici. Știi? Și chiar dacă nu asta era intenția lui, probabil că departe de realitate ce spun eu, uh-huh, e deja mai mult din zona conspirațiilor. Știi, dar aveam așa un sentiment că exact asta se întâmplă. O persoană care e sceptică încearcă cumva să polarizeze. Exact, încearcă cumva să se dea pe brazdă și să atragă și alte persoane pe partea asta. Știi? Da, interesant. Nu pot să zic că îl ascult pe om, înțeleg. Și probabil că înțelegi și tu rezerva pe care are și scepticismul pe care îl are. Absolut. Vis-a-vis de chestia asta, mai ales că are și o chestie de amploare. Are. Evident, oameni care vin, vorbesc cu el despre niște chestii care până la urmă afectează sau pot avea un efect asupra altor oameni și atât timp cât el se ține real, da? Și nu până la urmă și asta e o chestie să nu tragi neapărat efectiv concluzii, știi? Uh-huh. Adică nu trebuie neapărat să fii o persoană de mijloc, dar e doar ideea să nu te polarizezi pe o anumită parte până nu ești într-adevăr enoughly convinced on that, știi? Că până la omul e undeva pe la mijloc, nu neapărat că n-ar avea doubts sau îndeajuns de multe dubii, uh-huh,
legat de o chestie, e tocmai că n-are îndeajuns de multe, știi? Uh-huh. E, da, nu știu exact în rest ce să zic despre asta. Sunt, mi se pare că până la urmă o groază de oameni de ziua de azi și de direcție e cumva asta, ca cel care e cumva pe la mijloc și nu știe chiar total, da? Mulți ar putea să fie oameni de genul nostru, da? Dar uite, noi nu încercăm să polarizăm cât mai puțin, să nu fim drastici efectiv cu o decizie. Până la urmă, aia e frumusețea unui om. Și uite, zicea, nu mai știu exact cine zice, dar era o vorbă fantastică. Eu când aflu chestii noi, îmi alterez concluzia. Tu ce faci? Știi? Da. Despre asta e vorba. Deci să nu fii îmbrigit, să fii în mondul, bă, nu mă vaccinez sau eu m-am vaccinat și cred că totuși eu nu o să fiu ok cu metaversul, eu sunt ok cu metaversul. E doar să ai o poziție care să fie deschisă, ca informații noi să-i poată altera concluzia. Da, dar hai să disecăm un pic ce ai spus adineauri. Eu când aflu chestii noi, lucruri noi, cum le aflu? Că în ultima vreme, din ce în ce mai mult, trăim în camere diferite și nu ascultăm decât lucrurile cu care deja rezonăm. Nu ne mai sunt introduse suficiente informație nouă, într-un mod de calitate. Nou. Da? Da, într-un mod inovativ. Și, din păcate, iată, ajungem să ne adâncim în credințele pe care le avem, în loc să le punem la îndoială din când în când. Și într-un mod constructiv, desigur. Înțeleg ce zici. În mare, cumva că tot ce auzim în jurul nostru e un mirroring al ce deja auzisem la un moment dat sau de ceva da. Ce întâlnisem sau văzusem la un moment dat. Înțeleg ce zici și am impresia că cine a zis chestia asta a zis-o pe la finalul secolului XIX și chiar se gândea la ceva care efectiv chiar e novel, chiar e nou pentru tine și informația, dacă chiar știi că nu aia. Deci, pe la urmă, cumva despre asta e vorba, ca să o prezentăm cât mai succint, eliminând lucruri care ți se spun și le-ai mai auzit, să ții doar chestiile care, într-adevăr, sunt noi. Și se mai întâmplă, da? Mutația asta, Omicron, să zicem, sau N, alte mutații care s-ar putea să vină de la COVID. Nu le știm numele în momentul ăsta. Uh-huh. Când vor apărea, va fi o informație nouă, efectiv, pentru toți și cineva, sau vor fi unii oameni care își vor altera oareși ce concluzii legate de copiilor, de percepția față de vaccin, față de societate, față de acțiuni. Că asta e chestia, nu e neapărat vorba că te vaccinezi sau nu te vaccinezi, că n-ar fi ceva nou. Poate vrei să impui o protecție în plus copilului tău, o protecție în minus copilului tău, poate îl dai la tenis, că afli că, știi, e din nou permisiv să fac chestia asta. Despre asta e cumva vorba, ați altera concluzia nu neapărat ca și gândire, ci potențial chiar și ca o acțiune, știi? Când afli ceva nou. Adică, chestia asta nu e foarte... Nu e foarte rigidă. E doar ideea că, ok, nu-l dau pe copilul meu la tenis în societatea și fix în ce se întâmplă astăzi, aflarea a ceva nou care să fie la modul, probabil, acum sunt mai multe beneficii pentru copilul meu să ajungă să facă tenis decât să nu o facă pe când înainte, probabil că era o balanță sau exact invers. Despre asta e cum vorba, ca omul să nu fie la modul, bă, eu nu o să fac niciodată asta, eu nu o să zic niciodată asta. Vezi, ai grijă. Sunt situații, sunt chestii noi care ți se pot întâmpla și care te pot face să, până la urmă, să zici chestia, să crezi chestia sau să faci chestia despre care ai zis că n-ai face niciodată. Despre asta eu cred foarte mult în chestia asta și nu o văd neapărat foarte mult în rest. Adică, revenind la exact ce ziceai tu acum 7-8 minute, văd o groază de polarizare în jurul meu, știi? Zi-mi ce ți se pare interesant din zona asta de cripto și de NFT-uri, pentru că mi se pare că treptat ajunge mainstream. Încă sunt de părere că n-a ajuns momentan, suntem încă super early, dar cred că încet, încet începe să apară acel killer app de care cripto avea nevoie ca să se răspândească maselor. Știi? Fie că e vorba de play to earn, fie că e vorba de NFT-uri în general, fie că e vorba despre, uite, avem din ce în ce mai mult posibilitate de a plăti direct cu crypto, cu carduri de fel de fel, fie de pe Binance, fie de pe crypto.com. Da, o întrebare excepțională. NFT-urile, chiar de NFT-uri, nu, am,
aș putea să spun o cunoaștere limitată. Adică nu despre ele aș vrea cumva să vorbesc sau să concluzionez. Aș vrea să vorbesc și să dar ajung și la ele, știi? Piața efectiv cripto, exact cum ziceai și tu, este nu early days, mi se pare mega early days, iar chestiile care le-ai zis în sub punctul tău al treilea cumva că se pot face plăți cripto, deja nu ajută foarte mult neapărat piața. E doar o ceva genul, hey, we're here, știi? Ce va ajuta total piața e ca și despre asta e cumva vorba. Eu asta cumva văd în 10, 15, 20 de ani. Lumea fiind o chestie hibrid între ce avem momentan din punct de vedere financiar, bancar, ca sisteme și așa. Și după aceea blockchain-ul. DeFi, efectiv, despre DeFi vorbim? Despre decentralized finance? Nu vorbim doar despre DeFi, despre asta zic. Vorbesc blockchain-ul integrat în toate, în cât mai multe, dacă nu cumva chiar toate, ariile de interes. Și asta e, da, prima e DeFi, dar asta zic, e doar una DeFi, restul ai storage, ai urban planning, ai ajutor cu poverty, ONG-uri, fiecare. Știm deja, vedem câte sectoare sunt. Aia zic, DeFi e doar unul dintre ele, decentralized finance. Într-adevăr, apare ca fiind printre cele mai cruciale de aplicat și sunt convins. Băncile o știu, instituțiile financiare mari le știu. Chit că vin și îți spun într-un interviu că nu vedem cripto chiar așa mișcare pe termen lung. Ăla e doar o chestie ca să scadă 2-3% și să dipui și să ia ei holdings-uri imense ziua următoare. This happened, this happens and will still happen. Știi ce zic? Nu e o chestie nouă. E doar ideea cum faci până la instituțiile care sunt de când lumea și pământul să fie ok cu chestia asta și să le integreze. Ele o văd și ei ca o soluție. Problemele sunt de scalability, mă gândesc, de integrare efectiv și de a bate palma, de a face un plan bun. Ca o soluție blockchain, o știm. Pe cine e, are cât a interes în piața cripto, realizează că blockchain-ul ca soluție e mult mai transparent, secure, greu, dacă nu cumva chiar aproape imposibil de spart, și e foarte linear. E foarte linear, adică tu și tot timpul ai în fiecare bloc, da? Acces exact spre toate unique-urile, private-urile de care ai nevoie ca să afli exact cine, de unde a trimis un mesaj, o sumă de bani, o anumită whatever, știi? Chestia asta, toată transparența asta, tot opusul de shadiness față de conturi în insulele Cayman și ce mai știm, evident că poate fi și ar trebui să fie o soluție în 15-20 de ani, că instituțiile mari și în ce mod o vor adopta, nu doar să aibă holdings-uri în spate, ci chiar să o adopte, să o folosească tehnologia, asta rămâne cumva de văzut. Dar utility-ul, room for growth, e un market de 2.5 triliarde de dolari, nu prea mai e cum să mai duci să fie obsolit. Știi? E numai o chestie acum de ce proiecte vin care sunt și mai utile și mai bine făcute, mai bine gândite, mult mai bine scalabilizate. Asta e o chestie extrem de importantă, pentru că degeaba vine eu cu o chestie care are gas fees-uri foarte mici față de Ether și poate să analizeze 100.000 de tranzacții pe secundă dacă analizeze greșit. Trebuie tot timpul să găsești undeva un punct optim și pe ăla să îl forțezi și de tranzacții pe care le poate analiza și de tranzacții pe care le poate după aia integra până la urmă cu succes. Vrei să ai transparență aproape de 100%, ba chiar 100% în cam tot ceea ce face DEX-ul respectiv sau blockchain-ul respectiv. Iar apoi, ca ziceam, acum vreo 5 minute, până la urmă de NFT-uri, le-aș lega de chestia de cam tot ce ziceam, în sensul în care pe cam tot ce este deținut de cineva, conceptul de NFT vine cumva mână-mână, contractul și obligația, contractul în care poți efectiv, vorbim, adică na, tu clar și cu Stanca și cu restul avocaților, mă gândesc că evident vă gândiți mult că poate rezolva problema asta de dreptul la contract și de a avea ceva, dreptul de a poseda ceva, un NFT efectiv. Îți demonstrează în contract că tu ești unicul deținător al chestiei alea și nu numai. Poți să ai și o obligație în spate în care până la urmă să
să îl implici pe cel care, care îți cumpără, care îți deține acele NFT, să, nu știu, poate să fie, cum zicea, am văzut o chestie, nu prea l-ascult pe Gary Vee, dar am văzut o chestie la tel, da, în care zicea că, uite, foști artiști, foști mari pictori, dacă ar fi avut cumva un NFT să-și vândă painting-ul, după aia putea să vândă și acuarelele sau toate ustensilele pe care le-au folosit pentru crearea chestiei alea, împreună cu un meeting față la față, cu băut niște vin, cu o poveste, adică cum ar fi să-l poți să poți să cumperi, da, o piesă de la Picasso, mă gândesc că ar putea numai top 0,1% din oameni din lume, și după aia să și conversezi un pic cu el, să vorbești, să înțelegi cum, de ce s-a creat. Vorbești despre usability din spatele NFT-ului, nu doar să deții acel, exact, acel piece of digital art, și dar să aibă și în spate ceva access la creator, ceva perks, ceva... Știi? Și aia e chestia interesantă, că e foarte rând de spune și chestia aia, că aia poate să fie ce vrei tu. Știi? Mm-hmm. Eu m-am gândit, poate să fie un masterclass, da? Poate să fie orice. Și uite, asta e chestia interesantă, pe chestia care chiar, să zic, au și utilitate umană, efectiv, eliminând DeFi, storage și chestii care fac oricum bine omului, dar fac bine instituțiilor, vorbim doar de urban planning, de development, de poverty și chestii de genul ăsta, ar putea fi NFT-uri în spate care să dea obligația unui om să se seteze un ONG, să doneze o anumită sumă, să fie cumva o obligație în spate, da? Care poate obliga un anumit cumpărător să fie implicat într-o acțiune caritabilă, da, într-o acțiune aici, de dezvoltare. Știi? Imaginația e singura care ne pune obstacole și tu ai zis bine, dar să știi că mediul juridic va fi profund schimbat. Și implicat. Și schimbat și implicat, uh-huh, și pus la încercare. Pus la încercare pentru că vezi tu, odată ce ai scris contractul ăla în cod, uh-huh, nu mai prea ai nevoie de juriști pentru a face mai nimic cu el. Cu atât mai puțin de judecători, pentru că code is law, da, și prin esență un smart contract nu mai are nevoie în executarea lui de... Nici nu mai e afectat de un potențial de un scrutin. Exact. Da. Prin definiție, da, practic, dacă poate fi afectat, nu mai e prea deci, smart contract pe blockchain. Aia zic, sunt și unele domenii care îți la mândă, bă, stai puțin, asta însemna, îmi place ideea, dar asta însemna că rămâne fără job, da. Exact. Păi stai puțin să sun pe soția mea, că revin, să sun pe Viorica să văd că-s gata să rămânele, știi? Da. Bă, evident. Și în DeFi, crezi că e la fel? Oameni din finance sunt în spate, chestia asta mă va ajuta? Nu. Va lua probabil din atribuții și din funcții, da. Da. Cum ar fi să înțeleg că asta se va întâmpla oricum? Ha? Deci judecătorul ăla, până la urmă, e narrow-minded dacă doar crede că el are șanse să get out of it, știi? Să iasă un pic din situația. Până la urmă, concluzia pe care ar trebui să aibă entitățile, da? Care se luptă cu implicarea în chestia asta, e okay, this is happening. Mm-hmm. Cum e totuși să fac cel mai bine și pentru mine și instituția mea? Și lucrurile astea nu se întâmplă de pe azi pe mâine. Știi, joburile, pe cât ni se pare nouă că vom fi afectați de automatizări și așa mai departe, nu-și pierd toate persoanele joburile deodată peste noapte. Ai suficient timp încât să realizezi schimbarea și să te pregătești. Uite, chiar voiam să te întreb, pentru că noi ne știm de atât de mult timp încât poate nici vrem să spunem, pentru că ni se pare că suntem bătrâni, dar tu știai, la mine e clar, îmi dădeam seama, sau mă rog, exista jobul pe care eu l-am în prezent, uh-huh, când noi ne-am cunoscut. Dar când eram la școală noi, jobul pe care tu l-ai acum exista, măcar? Doamne, nici nu știam că există când am aplicat eu inițial, când am început să aplic la jobul și vorbim de acum 4 ani, știi? Piața muncii se schimbă, evoluează, se creează noi oportunități și tot timpul va exista ceva de făcut pentru oameni, în ciuda utopiei socialiste pe care încearcă unii să o creeze. Și mai e o chestie de adăugat la asta. Muncind efectiv, având roboți de-ai mei, da, pricepându-mă cât de cât la chestia de asta, ajung un pic la o concluzie care cumva conversă a ce ziceam. Adică nu numai că ne iau și ne pot lua din joburi roboatele astea, într-adevăr, ne iau din joburile manuale pe care le-am avea. Înțelegi? Ei automatizează, ar automatiza N chestii pentru care avea nevoie și de mai mulți oameni, chiar de mai mulți oameni decât aveai la început în echipa de development, în destule cazuri,
să se uite peste ce face robotul și să-l optimizeze, mm-hmm. știi? Și să și peste ce face NFT-ul, pentru că aia, deci să ajunge efectiv la concluzia că ok, now, la joburile, să pleci și să lași o chestie automatizată și robotizată doar să-și facă treaba, aia e cea mai mare ignoranță posibilă. Mm-hmm. Înțeleg ce spui. Deci, practic, am înlocuit persoanele care făceau un anumit task cu un robot și am adus altele, în mod ideal, aceleași persoane pe care le-am dat afară, să supervizeze robotul ăla, da? Și practic am crescut productivitatea în modul ăsta. Am crescut productivitatea, ei suplinesc că creștem și, felul în care vrem să optimizăm și să îmbunătățim produsul pe care îl avem, da? Da, pentru că n-o să fie, o singură monedă sau un singur proiect care să fie arătat, va fi o competiție, da? Mm-hmm. Orbește să zici, e blind să zici că o să lăsăm efectiv chestia asta să meargă. Și au mai fost și sunt N erori financiare în spate, mm-hmm. făcute de roboți, N erori gen fat finger. Am auzit de cineva acum câteva zile care și-a listat din greșeală un NFT cu 4 Ether și NFT-ul ăla trebuia să-l listeze cu 400 de Ether. A fost cumpărat într-o milisecundă de un robot care a sesizat eroarea aia și ăla l-a cumpărat cu 4 Ether, l-a vândut din nou cu 400 de Ether. Robotul a făcut profit de 396 de Ether în jumătate de secund, da? Și e un mic pentru vorba de un CryptoPunk. Da. Dar ca idee, faptul că multe chestii automatizate sau roboți ne vor înlocui nouă funcțiile la un anumit punct, asta poate însemna efectiv chiar mai mult, o știu, pentru că lucrez cumva în domeniu și am avut la unele proiecte efectiv chiar chestia asta, lucram să zicem 3, 4, 5 oameni pe automatizare pe un anumit proiect, după care a mai fost nevoie să angajăm 20 plus de oameni să supervizeze chestia aia și să fim anunțați în mod continuu, în mod efectiv continuu, de problemele care există în interiorul proiectului la care lucram, știi? Nu zic neapărat de lume. E complicat să vezi și nu neapărat că am eu toată ideea de ansamblu, dar este complicat. Ni se pare într-adevăr că ne înlocuiește și după aia își fac ei treaba și aia. Dar nu e chiar așa. Nu e deloc așa, pentru că până la urmă direcțiile, instituțiunile pe care le dai, tu le dai, știi? Și să zici că îl lași așa în pace, efectiv presupui că tu inițial, ceea ce ai codat împreună cu echipa ta sau de unul singur, a fost, este și e scris în stele și nu mai poate fi schimbat, știi? Și revenind la ce am zis acum jumătate de oră, atât timp cât I get some new stuff, I get some new information, știi? Atât timp cât nu îmi alterez concluzia despre aspect chestie, ce spune asta despre mine? La fel și roboții, lumea se schimbă de la lună la lună, NFT-uri, cripto, una alta, COVID, tot ce vrei, peste câteva luni, robotul care este extraordinar și face treaba fantastic de bine astăzi, whatever it may be, s-ar putea să fie obsolit peste jumătate de an. Asta cât timp vorbim despre un weak AI, da? O inteligență care știe să facă un task și doar ăla. Ce părere despre, preocupările lui fratele Elon, de exemplu, în materie de Neuralink, din cauza fricii pe care o are în legătură cu inteligența artificială generală? Nu știu exact în ce... Adică, hai să vorbim un pic despre AI, dacă am ajuns aici. Știu că... Asta era subiectul. Ești mai degrabă în rezonanță cu ideea că ar trebui să pășim cu... Sau, mă rog, oricum ar trebui să pășim cu precauție în domeniul ăsta. Dar crezi că va fi mai degrabă un prim pas spre finalul a ceea ce înseamnă umanitate sau va fi în beneficiu oamenilor momentul în care vom descoperi, dacă vom descoperi, când vom descoperi? Va fi un hibrid, va fi un holy grail pentru unii și în continuare va fi o chestie de neperceput, de neconceput pentru alții. Eu nu văd, nu știu, rudele noastre un pic mai în vârstă sau oameni care nu lucrează neapărat în tehnologie, fiind niște adepți în prima secundă al orice fel de development se va întâmpla de acum încolo cu AI, never mind ce există deja, nevertheless ce există deja. În principiu ar trebui să fie cumva un hibrid, chestii
vor ajuta umanitatea. Pentru că roboții despre care... Uite, mai știi ce ziceam de robotul ăla care devine obsolit după jumătate de an? Care un AI bun se poate malea cumva și pe situații noi care se întâmplă. Dacă, cam mai ai ideea, dacă are un cod de machine learning în spate, el va înțelege. Își va lua update-ul și se va malea așa ca o plastelină, știi? Și își va și schimba un pic concluziile. Deci în jumătate de an el se va update-ui puțin față de ceea ce există. But that's still not enough. Adică AI-urile până la urmă sunt exact ce e în definiție. Sunt o inteligență. Fac și au capacitatea de a face cam orice le scrii tu. Dar tot e artificială. Tot are nevoie de scrutin și de observație și de a-i se analiza, vedea și încerca de optimiza performanța sa, știi? În mod. Da, nu, corect. Aici sunt de acord cu tine. Eu doar mă refeream, mergeam mai departe, mergeam la o inteligență generală, da? O inteligență care a atins și va depăși abilitățile cognitive a oamenilor. Da? Deci o inteligență care să facă orice, care să învețe, să dezvolte, să crească, să... Avem asta într-un fel deja. Hey, no. Hai, spunem că ai un laptop care are un IQ sub tine sau un telefon sub... Bun, știi? Dar laptopul ăla nu știe să facă clătite. Nu știe să facă clătite, da, dar... Nu poate să comande de pe taz. Vezi ce zic? Adică... It's there already. Eu înțeleg ce zici tu, chiar să te duci. Și ăla care o să facă clătite, nu o să știe să facă și curat, dacă nu îl pui să facă și curat. Înțelegi? Atent cât nu programăm, cât nu facem efectiv AI, chiar un om care să-l știe pe toate, which I guess happened already, se întâmplă sau se va întâmpla, nu vreau să zic o prostie, până în momentul ăla, da, orice ar face cumva un AI, nu o să poată să facă o chestie completă, într-adevăr. Dar că tu întrebai de Elon și de Neural Networks, și așa, nu știu, pot să chiar să zic, nu știu exact în ce direcție se duce, știu că are mai multe... Deci el vrea să implanteze un soi de device care să ne ajute să interacționăm cu calculatoarele în mod direct, având în vedere că bandwidth-ul de comunicare între noi e extrem de limitat acum. Calculatoarele între ele comunică la nivel de gigahertz, iar noi comunicăm cu telefonul nostru la nivel de 10 Hz. Da, da. Asta fiind un impediment major și mai ales în momentul în care, nu știu, poate va apărea, poate nu va apărea inteligența asta de care vorbim, general artificială, va fi o barieră de comunicare cu respectiva inteligență. Fapt care, în viziunea lui, ne poate aduce pieirea pentru că vom fi... Ca și cum noi am încercat să comunicăm cu copacii. Da. Da? Copacii, da, se mișcă, încearcă să transmită, se duc crengile lor spre soare, dar atât de lent încât noi abia dacă percepem. Știi? Și nu avem, din cauza asta, din cauza limitării acesteia, nu avem un mod de a comunica cu ei. E aproape absurd să ne gândim. Da. Știi? Da, da. Și atunci, ce vrea el să facă e cumva o simbioză între... Între om și calculator da. Pentru a nu fi lăsați în urmă. Da, uite, știi? Probabil chestia asta o să fie și mai doable cu cât mai mult ne băgăm în zona de quantum computing, știi? Da, nu știu, e posibil ca de acolo să avem un... Interesant că ai folosit cuvântul absurd, știi? Și dacă stai să te gândești câte chestii avem și se întâmplă în ziua de astăzi, da, comparat cu acum 5 ani, le-am fi numit și atunci absurde. Am fi numit fără supărare, vorbim chiar și în pandemie, acum un an. Da. Un an și ceva, deci în plină pandemie, de ziceai de metavers, de ideea asta, de hologram. Uite-te pe Wikipedia, lui metavers. Cred că eu cu tine avem pagina mai lungă de Wikipedia, nu știu. Zic așa ca idee, adică nici măcar gen sursa a explodat principală. După keynote-ul lui Zuckerberg, povestea cu metaversul a explodat. Vezi că ultimele săptămâni, efectiv. Deci va mai dura ceva până să fie documentație în spate despre lucrurile astea. Uite cum se întâmplă și la GDPR, evident. Și dreptul va veni cumva în zona asta. Dar să revenim doar la ideea asta lui Elon.
Nu mi se pare cea mai absurdă chestie care se întâmplă, în primul rând. Doi, ca idee aplicabilă, funcțională și interesantă în momentele în care chiar ai vrea să faci asta, dacă n-ai vrea, de exemplu, chiar efectiv să accesezi ceva. Vorbim Matrix acum, da? Da, da? Absolut. Să nu au ajuns în punctul în care au implantat până în maimuțe, vor să implanteze anul viitor, vor să implanteze prima persoană, maimuța se joacă Pong și chiar acum am ascultat un interviu cu Elon, da, și alte jocuri, Pong, you know Pong, cu creierul. Nu știu. Da, e șoco. E șoco. Foarte interesant. O să citesc despre chestia asta. E super early. M-ai făcut foarte curios. Da, o altă zonă care e super early, dar ei vor ca prima... primul use case să fie pentru persoanele care și-au pierdut controlul motric, da? Persoane care nu-și mai pot mișca mâini, picioare, știi? Cumva da. Să fie un medical use în prima fază. Fără să cunosc foarte, foarte multe în privința asta, am mai văzut parcă și persoane cu dezabilități, cu tehnologii noi, extraordinare, cu modul de a comunica pe cât de unul la unul se poate cu ceilalți, cine nu poate comunica și e paralizat cu tot felul de chestii. Deci, cumva, încerc să-mi dau seama ce se poate a fi în plus, pentru că unul, da, clar, ar avea nevoie de și de cât de mult ajutor se poate ca ei să poată comunica în societate unul la unul, dar în același timp mi se pare că deja s-au întâmplat și se tot întâmplă oricum o groază de muncă utilă și în domeniul ăsta. Ce emite probabil Elon să ne zică, după cum zici tu, e că într-adevăr se va întâmpla prima dată doar pentru persoanele cu dificultăți de motricitate, dar că la un moment dat ar putea să fie aplicată și la mine și la tine. Și problema acolo e că nu o să mai putem să... Nu, el acolo tinde. Eu deja nu, dacă nu am niște numere de telefon vechi pe care le știam de niște ani, să zic cum e lui Mike mea sau un prieten bun, eu nu mai rețin un număr de telefon. Normal. Lumea nu mai știe în jurul nostru. You outsource it. Lumea nu mai știe în jurul nostru să facă calcul mental. Eu mă consider, efectiv, cumva norocos că calculatez when we did that cool, știi? Când eram mic. Stai să-l pun la zid un pic, stai că mie îmi place să fac asta. Ia. 93% din 176. Am dat-o prea greu? S-ar putea un picuț. Pe zona 156, ceva de genul ăsta, 156-157, dar nu știu să dau exact cu virgulă. Bun, hai că o să ne spună cei care ne ascultă dacă ai dat-o bine. Ai intrat fix în zona procentului ăla pe care nu o să spuneți, chiar 100%. Dar da, nu, uite, chestii de genul ăsta care până la urmă sunt învățate de copii în primele zile de școală, asta le va elimina puțin. Da. Înțelegi? Peste 20-30 de ani vor fi mult mai practici în multe alte chestii în care noi nu suntem și nu am fost copii, dar va fi o chestie foarte greu de comparat unul la unul, efectiv, cu ce copilărie, ce studenție, ce școală am făcut noi față de ce vor face ei sau ce va face Filip, efectiv, știi? Ce fel de... Da. E o direcție... un pic obscur așa, în care se, adică nu poți percepe, nu poți atinge foarte, foarte puțin tangibil toată zona asta în care ne îndreptăm și... Ne dăm cu presupusul și până la urmă este și rolul nostru într-o oarecare măsură să încercăm să presupunem ce va urma, știi? Să încercăm să facem ordine, să avem curajul să abordăm genul ăsta de subiecte, că exact asta povesteam și cu Coco când am vorbit despre metavers. Măi, unele chestii sunt atât de bizare, atât de ciudate, de discutat, parcă nici nu ne vine a crede că vorbim despre cum o să fim animăluțe prin metavers și o să te invit la mine acasă în spațiu virtual și așa mai departe. Ni se părea că e dintr-un film atât de îndepărtat și de ciudat, poate niciodată să se întâmple în viața reală, dar iată că am ajuns și aici și avem nici 30 de ani. Știi? Corect. Ce se va întâmpla peste mai departe? 20-30, da. E clar. Păi,
Numai bine, subiecte pentru episodul următor. O direcție, în care, va face bine să aibă și alte, conversații pe viitor și alte informații. Și, așa cum ziceam, având în vedere că Wikipedia o cam atât îmi spune despre metavers, am putea la fel de bine să și cumva concludem pe moment că what's there to come will come și vom fi acolo cu informațiile care, vor apărea. Sunt complet convins că vor exista și niște mici revolte și vor fi și niște oameni care nu li se va părea chiar, ok ce regulații și idei va percepe metaversul ca ei să aibă sau va percepe metaversul de la, viața lor. Și acum, sigur, sincer, chiar începem cu americanii pentru că numai la ei e live. Da? Da. Și eu nu pot să-l văd neapărat pe un tipical Nebraska guy din, munți, așa fiind super entuziasmat de tot de tot metaversul ăsta, știi? Adică... Da, păi peste tot vor fi nu doar early adopters, dar și persoane care se vor opune vehement schimbărilor de genul ăsta, schimbărilor majore. Normal. Știi? Normal. Deci clar, când vine o chestie din asta la nivel de, societate, de mod în care ne gestionăm relațiile, dar știi cum? Mi se pare că s-au pus în mișcare niște forțe atât de puternice încât tipul ăla din Nebraska, de unde zici tu, din munți, nu știu dacă are aceleași arme sau arme, cum să spun, utile în a se duela cu genul ăsta de mișcare. Uh-huh. Va fi foarte interesant. Tot ce poate el să facă este am să... Am mai calculat un pic, e 163 și ceva. Am dat, am avut o eroare. Scuze. Tot ce poate el să facă este să nu participe, uh-huh. Știi? Uh-huh. Și într-o oarecare măsură, un număr suficient de persoane care nu participă reprezintă o împotrivire rezonabilă. Dar încetul cu încetul, uite-te, exact cum s-a întâmplat cu smartphone-ul. Au fost oameni care, oi, ce, vreau taste, eu vreau să apăs. Exact cum se întâmplă și cu vaccinul, dacă stai să crezi așa. Cum se întâmplă și cu vaccinul? Absolut, absolut. Având de vedere că derogarea asta este una încă opțională, putem compara situația unul la unul cu smartphone-ul, cu, metaversul, cu alte chestii care sunt și ele opționale și care au avut și ele niște early adopters, niște, maven, după aia niște oameni care știu totul sau aproape totul despre ele, niște connectors, niște oameni care conectează cumva, ideile și, evident, un salesman. Da, dar vezi, nici nu o mai percepi ca pe o obligație, nici nu o mai percepi ca pe o constrângere. Hai să ne referim la telefon, da? Că a trecut suficient de mult timp încât să nici nu mai găsești pe bune, decât dacă depui un efort semnificativ, un telefon cu taste. Da. Ca să nu mai vorbesc despre ce impediment major este în viața de zi cu zi să nu ai un smartphone. Adică efectiv te simți mai prost și între noi fie vorba, cam ești. Pentru că ai o abilitate de a interacționa cu lumea din jur mult diminuată față de o persoană cu smartphone. Adică între cel mai inteligent om de pe pământ, fie ar să fie, și un copil de 10 ani cu un smartphone în mână, dacă îi pui față în față la un concurs de, nu știu, zi, general intelligence, cunoștințe generale sau vrei să fii miliardar? Crezi? The kid wins every time. Uite, fix. Dar aici am și un exemplu, cumva e bunicul meu, care chiar nu are telefon și pot să încep să vorbesc despre absolut orice. El, situația despre care vorbesc într-un fel sau mai altul, am mai întâlnit-o într-o carte. Înțelegi? Din asta zic, cumva înțeleg exact ce zici. Pentru oameni de vârsta noastră care sunt angrenați în joburile cotidiene, în care suntem angrenați și noi, sunt complet cumva de acord cu ce, zici. Și n-aș elimina doar neapărat persoane din vârstă, excepțiilor pe care le fac spunând asta. Cred cumva în continuare și e rar, da? Dar se mai întâmplă și unii care chiar să nu aibă smartphone, să se poate descurca cu un telefon minim de a da apeluri, dar să-și poată lua în continuare. Eu, informațiile ți le poți lua până la urmă și de pe... Ai și... Ați zice că n-ai laptop, n-ai calculator, ok. Dar ai putea să n-ai smartphone, să ai un laptop minim și tot să-ți iei informațiile de acolo. Dacă nu, le ai din... De undeva ți le poți lua. De actualitate? Poate nu. Și am înțeles problema asta. Dar cărțile rămân acolo. Și eu pentru mine... Nu există nimic mai valoros sau aproape nimic mai valoros decât o carte pe ansamblu.
Pentru că tot ce apare nou, până la urmă, la un moment dat se va scrie ceva despre ele și într-o carte, într-un mod succinct. Eu rezonez cu tine, dar hai să fim realiști. Uh-huh. În mediul nostru, da, în viața de zi cu zi, poți să fii competitiv fără telefon? Oh, Doamne, dar asta nu. Dar clar nu, e doar... Hai să fim realiști. Deci nu ai nicio șansă să te miști informațional și așa mai departe, cu viteza necesară vieții, la cât de artificial, superficial și competitiv e environmentul, sigur, care ne aflăm, că e Timișoara, sigur, că e București, Cluj, că e Londra, că e Dubai, că ce vrei tu, nu. Nu poți. Eu doar spuneam că și vor fi în continuare persoane deconectate de la metavers. Exact, cumva ce facem noi. Dar sunt complet convins că poți să fii încă scriitor în ziua de azi. Da? Știi ce mi se pare haios, apropo de asta? Că persoanele care vor fi deconectate de la metavers în această ecuație, uh-huh, se vor plânge despre asta, da, pe Facebook. Exact. Știi? Vor fi one step behind. Nu. Și apoi... Pe meta. Pe meta. Ce? Da. Greșeală. Da. Îți dai seama? Da, cum am ajuns, știi? Gen, să nu vrei să fii la oficiul comerțului, dar faceți-o plânge la oficiul comerțului dacă nu vreți. Da. Ne îndreptăm spre o direcție. Bun. Nice. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Mihnea, a fost o plăcere. Să-l urmăriți pe Mihnea pe Strava, să vă luați la întrecere cu el. Aleargă. Cum îți mai e glezna? Toate bune? Cu glezna, hai că toate bune. Nu mai pot să fac alte chestii, schimbări de direcție. Și, dar poți să alergi? Da, chiar, da? Chiar am fost și alaltere. Am dat jos niște sarmale și... și cât de cât alcoolul care a fost cumva băut în zilele astea de Crăciun. Deci da, ne vedem dacă sunteți prin oraș, sunteți pe maluri, pe lângă stadion, pe la Știința, sigur, ne putem vedea la un alergat, altfel pe mal, prin Londra. Vă aștept. I'll be there running. Perfect. A fost o plăcere și oricând te aștept aici. Asemenea, mersi frumos de invitate, nice. Ducule. Salutare tuturor. Ciao. Ne vedem în episodul următor.